România, din păcate, se confruntă cu cea mai mare rată de sărăcie relativă încă din Uniunea Europeană. E un cuvânt mare, erou. Eu aș spune-o altfel. Cred că oricine își face treaba cu pasiune, își face treaba cu multă responsabilitate și știe că prin ceea ce face el contribuie la schimbarea societății în bine, este un erou. Noi avem o viziune simplă, dar în același timp greu de dus la îndeplinire, atât în România cât și în întreaga lume. Viziunea noastră sună așa, o lume în care fiecare om, bărbat sau femeie, copil sau adult, are posibilitatea să locuiască decent. Ca și organizația societății civile, ne confruntăm de foarte multe ori cu problema lipsei de fonduri pentru a ne putea duce la îndeplinire misiunea și proiectele. Mă bucur foarte mult că această campanie EU Protect a Comisiei Europene a ales să arate ceea ce face Uniunea Europeană prin poveștile individuale al unor oameni care fac ceva pentru societatea în care trăiesc. România, din păcate, se confruntă cu cea mai mare rată de sărăcie relativă încă din Uniunea Europeană. Nu sunt cifre exacte, însă estimările sunt undeva oriunde între 3 și 5 milioane de oameni care trăiesc în sărăcie relativă. E o misiune grea să lupți împotriva acestui concept atât de prezent, dar totuși atât de greu de apucat, și anume cercul sărăciei. Noi am ales să facem lucrul ăsta prin a oferi un cămin decent celor care au atâta nevoie de el. Considerăm că a avea o casă, a avea una casă, este cumva fundația de la care pornește totul. Imaginați-vă că o casă reprezintă mai mult decât patru pereți și un acoperiș, este locul în care visurile noastre, ale tuturor, visurile copiilor prind rădăcini și înfloresc, copiii ajung să învețe mai bine la școală, după ce se bucură de un cămin decent, părinții reușesc să câștige mai bine la locuri de muncă, să obțină locuri mai bune de muncă și, per total, starea de sănătate a familiei se îmbunătățește. Și, foarte important, stima de sine a familiei se îmbunătățește. Sunt alături de Habitat for Humanity de aproape 3 ani. Pe scurt, povestea e destul de prozaică. Am văzut un anunț pe eJobs de director național și am aplicat. După un proces care a durat câteva luni, am luat jobul. Timp de 6 ani am lucrat pentru o altă organizație non-guvernamentală care activează la nivel global. Ulterior mi-am luat inima în dinți și am pornit un mic business, ea spune, în domeniul consultanței de project management și de fonduri europene, care a mers bine, dar cumva nu simțeam conexiunea asta cu terenul, cu beneficiarul. Și într-o zi, pur și simplu, am avut o conversație cu mama mea, exact așa a fost, în care i-am spus că nu mai sunt fericit cu ceea ce fac și ea mi-a spus foarte simplu, dacă nu mai ești fericit cu ceea ce faci, renunță. Și exact sfatul mamei mele l-am urmat, am renunțat la ceea ce făceam atunci, am renunțat la acel business și la o săptămână după am văzut anunțul de job de la Habitat for Humanity, am aplicat și iată-mă aici. Aici construim un centru comunitar pentru 200 de copii vulnerabili din comunitate. Vorbim de copii care vin din medii dificile, în principal sărăcie sau copii care au fost lăsați în urmă de părinți, care au plecat în străinătate sau chiar mai rău de atât. Și practic acest centru va funcționa ca un centru care va deservi această școală și o altă școală din comunitate. Aici vor veni pentru a-și face temele. De asemenea, vor fi săli de clasă pentru diferite activități, terapie prin joc sau chiar consiliere vocațională sau consiliere psihologică. Aici vor fi săli de clasă și la etaj la fel. Foarte important este că pe lângă această clădire vom da startul unei anexe, unei alte clădiri, care va funcționa drept cantină pentru copiii de aici. Masa asta caldă, care va fi servită pentru acești copii, este foarte probabil să fie singura masă caldă de pe zi. Tot ce vedeți aici este făcut cu ajutorul voluntarilor. Chiar astăzi avem, săptămâna asta avem pe șantier 20 de voluntari care au venit din Irlanda de Nord. Sunt elevi.
Apropo, la peretele ăsta am lucrat și eu săptămâna trecută. Am avut 350 de oameni pe șantier, 350 de voluntari în aceea zi. A fost o nebunie. Hey! Hello! How are you? Not too bad, how are you? Fine, fine! First time in Romania? Yes. All right. Yes. How do you like it? It's lovely. It's really, really nice. It's obviously hard work, but we're enjoying it. But you're now cleaning. Oh, yeah. Well, just trying to clean anyways. Yeah. All right. Is the first country that you're coming to or you visited? Yeah, it was the first country I've come to do something like this. So, yeah, first experience ever. Noi, în fiecare proiect pe care îl facem, lucrăm în parteneriat cu autoritățile publice locale. Este foarte important acest lucru pentru că atâta vreme cât Habitat for Humanity servește o nevoie din comunitate, respectiv o nevoie de locuire, o nevoie de locuire socială, contăm pe parteneriatul cu autoritatea publică locală, astfel încât noi să venim cu fondurile, să mobilizăm fondurile și voluntarii, dar autoritatea publică locală pune la dispoziție terenul în mod gratuit și de asemenea se angajează să aducă utilitățile la locul proiectului. Costurile de construire diferă în funcție de materialele de construcție, de locație, de proiect. Undeva costul nostru mediu este oriunde între 30.000 de euro per casă până la 50.000 de euro. Este însă de precizat faptul că în lucru cu familiile partener, familiile rambursează o mică parte din costul acestei case. Am menționat mai devreme suma, ele nu rambursează atât, ci rambursează de două sau chiar de trei ori mai puțin decât atât, pe o durată de 20 de ani, fără dobândă, fără profit. Iar fondurile care sunt colectate de la familii merg într-un fond rotitor, Revolving Fund, care se numește Fondul pentru Umanitate, bani pe care organizația îi folosește exclusiv pentru construirea altor case. Sunt tot timpul trei criterii după care noi selectăm familiile. Primul criteriu este acela de urgență a nevoii, fie că vorbim de condiții de supraaglomerare, respectiv familii care locuiesc mai multe persoane în aceeași cameră, sau în condiții de locuințe aflate într-un stadiu de degradare severă, acoperiș prin care curge, mucegai, lipsa luminii naturale, celebra toaletă în fundul curții și așa mai departe. Analizăm urgența nevoii și mergem acolo unde este cea mai mare nevoie. Servim familiile cu venituri mici. Standardul nostru este acela de a limita venitul maxim al familiei la 60%, maxim 60% din venitul mediu la nivel național. Avem proiecte care acoperă în principal zona de sud a României și zona de est în Moldova. Pe lângă proiectele de construcții de locuințe, derulăm și proiecte de centre comunitare, de utilitate publică, programele de răspuns la dezastre și programele de advocacy. Construim case în Berceni, lângă Ploiești. De asemenea, în octombrie vom da startul Big Build. Între 7 și 11 octombrie vom construi 10 case în doar 5 zile. Pentru 10 familii greu afectate de inundații, casele le-au fost luate de ape nu acum un an, nu acum 2 ani, ci din păcate acum 5 ani. Acele familii locuiesc în niște containere fără apă, fără toaletă, fără canalizare, fără căldură, locuiesc în niște condiții greu de închipuit, de 5 ani de zile. Și acolo, în doar 5 zile, vom construi aceste case pentru familie. Totodată lucrăm în țările cele mai sărace de pe glob, Malawi, Liberia, Zambia, în principal țările africane, dar avem și o intervenție consistentă acolo unde sărăcia este cea mai mare în numere absolute, cum ar fi în India, unde dezvoltăm programe de anvergură. Ar fi de menționat faptul că acest proiect este finanțat de Comisia Europeană. Vorbind și de campania EU Protects, e puțină lume știe de acest lucru că Uniunea Europeană nu activează doar în cadrul Europei, ci mobilizează fonduri pentru dezvoltarea întregii lumi, vorbim de miliarde de euro anual, prin fondurile de dezvoltare internațională, care să ducă la combaterea sărăciei pe glob. Oricine poate să dea o mână de ajutor și este foarte simplu. 1.
veniți pe șantier, voluntariați. Cred că o lume se schimbă cu adevărat în momentul în care noi decidem să facem ceva cu mâinile noastre. Un alt mod de implicare este acela de a dona, de a sprijini cauza. Cauza Habitat for Humanity este sprijinită de zeci de donatori corporate, dar și de sute de donatori individuali care donează mai puțin sau mai mult, dar din puțin cu puțin se face mult și reușim să construim zeci de case și să avem atâtea proiecte în fiecare, în fiecare an. Și a treia metodă este aceea de a vorbi. Vorbiți! Este lucru ceea ce facem și noi aici. Ducem povestea mai departe. Cu cât ducem povestea mai departe, cu cât mult mai multă lume află despre ceea ce facem la Habitat for Humanity și despre cum putem într-adevăr să ducem la îndeplinire această misiune, cu atât mai bine cauza poate fi servită, iar puterea cuvântului se transformă pe șantier în puterea faptelor.